IPJ Gorj acționează în stațiunea montană Rânca pentru a rezolva problema aglomerației din trafic cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile. Totodată, cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii vor proceda la sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile OUG 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu privire la oprirea și staționarea autovehiculelor pe drumurile publice, folosind în acest sens și autospeciale de poliție dotate cu echipamente videoradar. Având în vedere aglomerația din trafic generată de fenomenele meteorologice nefavorabile, dar și de perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj acționează zilnic cu 7 autospeciale și 15 lucrători de poliție pentru fluidizarea traficului pe drumul național 67C în zona turistică montană Rânca. Cu ocazia activităților desfășurate, lucrătorii de poliție vor avea în vedere și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile privind oprirea autovehiculelor. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 2-3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare pentru oprire și 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare pentru staționare. De asemenea, având în vedere avertizările meteo care se referă la condițiile meteo nefavorabile, IPJ Gorj reamintește despre obligația echipării autoturismelor cu anvelope de iarnă, în condițiile în care partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei. Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte amendă și reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrarea autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.